Capitolul 2. Vai de cei ce cugetă nelegiuirea și făuresc rele în așternutul lor, când se crapă de ziua, o înfăptuiesc dacă le stă în putere. Dacă poftesc o goare, pun mâna pe ele, dacă doresc case, le răpesc. Asupresc pe om și casa lui, pe om și moștenirea lui. De aceea, așa vorbește Domnul. Iată, eu am de gând să aduc o nenorocire împotriva acestui liat de oameni, de care nu vă veți feri grumazii și nu veți mai umbla cu capul atât de sus, căci vremile vor fi rele. În ziua aceea veți ajunge de pomină, veți boci și veți zice, S-a isprăvit! Suntem pustiți cu desăvârșire! Partea de moștenire a poporului meu trece în mâna altuia! Vai, cum mi-o ia!" Ogoarele noastre le împarte vrăjmașului. De aceea, nu vei avea pe nimeni care să întindă frânghia de măsurat pentru sorțul tău în adunarea Domnului. Nu prorociți, zic ei, să nu se prorocească asemenea lucruri, căci alminteri ocările nu mai încetează. Este Domnul atât de grabnic la mânie casa lui Iacov? Acesta este felul lui de a lucra? Da, Cuvintele mele sunt prielnice celui ce umblă cu neprihănire. De multă vreme poporul meu este socotit de mine ca vrăjmaș. Voi răpiți mantaua de pe hainele celor ce trec liniștiți și n-au gust de război. Voi izgoniți din casele lor iubite pe femeile poporului meu, luați pentru totdeauna podoaba mea de la copiii lor. Sculați-vă și plecați, căci aici nu este odihnă pentru voi căci din pricina spurcăciunii vor fi dureri, dureri puternice. Da, dacă ar veni un om cu vânt și minciuni și ar zice, îți voi proroci despre vin și despre băuturi tari, acela ar fi un proroc pentru poporul acesta. Te voi strânge în întregime, Iacove. Voi strânge rămășița lui Israel, îi voi aduna ca pe niște oi dintr-un staul, ca pe o turmă în pășunea ei, așa că va fi o mare zarvă de oameni. Cel ce va face spărtura se va sui înaintea lor, vor face spărtura, vor trece pe poartă și vor ieși pe ea. Împăratul lor va merge înaintea lor și Domnul va fi în fruntea lor.